Șoferul în vârstă de 53 de ani efectuează curse cu autobuzul pe ruta Mătăsar-Târgu Jiu. Acesta susține că s-a trezit cu femeia în fața mașinii și nu a mai putut să evite impactul. Venit din spate, sunai, plecă din față, din stânga de lângă șofer, să treacă prin fața mașinii și de acolo, de la jumătatea mașinii, să întoarcă și trecă un pătă rău. Și voi ieși direct, nu mai puteți răți evita? Călcai, dar când călcai de o rădici, o femeie dete mașina peste aia, autobuzul. O femeie este. Păi și ce se întâmplă? L-o vi la capete, nu vedeți că e sânge. Dar ce vrea să facă? Vrea să traverseze? Nu Nu știu ce, eu eram în curte, nu știu ce-o fi vrut. Și aduseră ți perinile sus. Da, i-aduseră în perinile, da. Victima în vârstă de 63 de ani a suferit multiple traumatisme. Aceasta a fost imediat preluată de un echipaj de ambulanță și transferată la unitatea primiri urgențe din Târgu Jiu. Starea sa este însă stabilă. Este în stare echilibrată din punct de vedere hemodinamic și respirator, o traumă craniocerebrală cu o traumă lombară, se poate acuza durere la nivelul hemitoracelui stâng. O să vedem după investigații care va fi starea și atitudinea care se va lua ulterior. Aflați la fața locului, polițiști au demarat cercetările pentru a stabili împrejurările care au condus la producerea accidentului. Din primele verificări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că persoana implicată este o femeie de 63 de ani din localitate, care a traversat strada prin loc nepermis și fără să se asigure. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, nu consumase băuturi alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de vătămare corporală din culpă.